Bună dimineața, stați aproape pentru că avem o discuție interesantă, pentru că sunt aproape sigur, fiecare dintre noi o să se regăsească într-un moment sau altul. O salut cu mare drag pe doamna psiholog, doamna Rodica Rodei. Stimată doamnă, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, ca de obicei, subiecte frumoase, interesante pentru cei dragi de acolo. La ce temă televizor interesantă? Despre traumele din copilărie care ne pot marca, da. Și dacă având o traumă din copilărie putem să fim ulterior fericiți sau să formăm un cuplu fericit. Da, pentru că primii care modelează personalitatea copilului sunt părinții. Și atunci tot ceea ce fac sau nu fac, ce spun sau preferă să tacă, influențează direct sau indirect personalitatea copilului, modelând stima de sine, încrederea, identitatea culturală și chiar personalitatea ca un tot întreg. Și având niște traume grele din copilărie, la maturitate putem să trăim cu ele în spate și să ne pună piedici și în relația de cuplu, și la job, și în relațiile cu ceilalți oameni. Știi, când vorbim de traume, probabil nu neapărat să fie foarte grave. Mm-hmm. Nu vorbim de un abuz, da, fizic, sexual sau moral, pentru că asta e grav și evident cicatricile sunt acolo pronunțate. Vorbim de traume la nivel de deficit de afecțiune, uh-huh, sau de neglijare atunci când părintele este, uh-huh, foarte ocupat să aducă pâinea pe masă. Sau de lipsa părinților care sunt plecați peste hotare. Dar sunt altceva. Neglijarea poate fi și în prezența fizică a părintelui, uh-huh, atunci când el este fizic apropiat de copil, dar e foarte conectat la tot ce înseamnă viață de familie, uh-huh, de lucru, de muncă. Și atunci copilul citește indirect mesajul că eu sunt prea ocupat cu altceva, tu ești pe cont propriu și probabil că nu faci nimic deosebit ca să-mi atragi atenția, uh-huh, copilul manifestă un complex și o dependență de afecțiune din altă parte, pentru că el are nevoie, la oricare vârstă avem nevoie de afecțiune. Așa e. În copilărie e un pic mai mult ca altă vârstă. Și atunci ce face el? El are convingerea că trebuie să înțeleagă cum să găsească acest canal care să-i livreze afecțiunea, uh-huh, necesară. Și în momentul în care el e în căutare să satisfacă această nevoie, el începe să-și construiască niște strategii de supraviețuire, uh-huh, cum se numesc la maturitate mecanisme de adaptare sau de autoapărare. Uh-huh. Cum înțelegem noi că aceste mecanisme ne deranjează? Este momentul în care ajungi la o vârstă anumită în maturitate și spui că ceva nu merge. Uh-huh. Ceva, parcă ești legat, parcă ești blocat. Și este momentul în care înțelegi că îți indică că strategia care ai inventat-o în copilărie, uh-huh, care a fost prielnică atunci, care te-a salvat. Nu mai funcționează. Nu mai funcționează pentru că s-a schimbat ceva. Uh-huh. Da? Și spuneam de deficit de afecțiune, spuneam de neglijare și spuneam chiar și de umilință. Și umilința nu neapărat să fie în care să existe etichetări urâte, dar poate fi o comparație cu fratele sau sora. Poate, mm-hmm, fi momentul în care să vorbești de bine colegii tăi și la momentul de unde ești tu. De ce iau 10, sunt deștepți, dar tu, da, ești prost, ai 5? Da. Da, mm-hmm, și copilul crește cu ideea că el orice ar face nu e suficient de bun. Mm, pentru că mereu tristare. Există cineva mai bun. Da, da. Și îți dai seama că este la maturitate ajungi cu niște complexe, mm-hmm, care devine inconștiente și realizezi că așa ești tu. Dar pe de altă parte nu e bine la un moment dat să știi că da, oricând cineva o să fie mai bun, mai deștept, mai tânăr ca tine poate, dar tu ești tu și ai lumea ta și te descurci foarte bine. Ești ce dacă celălalt e mai tânăr, mai frumos, mai deștept? Păi dacă ai fost atentă și intonația vocei tale a fost diferită când, mm-hmm, ai spus la început că da, e grav când spui că cineva e mai bun ca tine și cum ai spus apoi, dar oricum va fi cineva mai bun decât tine. Vezi? Intonația, da, vocii diferite. De ce? Pentru că e constructiv să gândești că nu ești atotputernicul, invincibilul. Adevărat, sunt oameni care cunosc mai mult pentru că dar eu sunt bine. Se educă, da, mai mult, investesc, da, mai mult, da? Dar dacă tu spui că orice faci tu presupune că tu te motivezi la lucruri mari, tu investești în tine, tu depui efort în a face ceva și oricum îți pui cumva, te plafonezi spunând că până aici, uh-huh, eu mai mult nu pot, de ce? Pentru că așa spun toți. Uite, asta e momentul grav, pentru, uh-huh, că tu nu realizezi că ai aripi. Tu nu ești conștient de potențialul tău. De ce? Pentru că asculți foarte mult pe cei care îți vorbesc. Uh-huh. Și cei care îți vorbesc sunt oameni care ar fi bine să-ți spună lucrurile frumoase, calde, pentru că ei trebuie să iubească necondiționat familia. Dar nu familia. E și partea aialaltă că odată ce îi spui unui copil, spre exemplu, netalentat în pictură, că ești foarte bun în asta și el de fapt nu e și ajunge la maturitate să nu fie bun în pictură, dar să creadă că e. Și toți prin jur să-i zică că nu e bun, dar de acasă cineva i-a zis că e. El nu suferă și din momentul ăsta. Băi, parcă eu eram foarte bun, de ce? Acum eu m-am pomenit că realitatea de fapt e alta. Păi uite, și astea sunt traume, pentru că ajunge sindromul prințesei,
acea fetiță sau da, băiețel, adică... care a fost tratat ca un rege acasă și îl are convingerea că el poate să facă un punct pe foaie și o să-l aplaudezi, da? Da, da, da. Asta e evident că e un deficit. Dar e greu să păstrezi Dar e o iluzie. Echilibru. Creezi o iluzie copilului tău, păi el e desăvârșit, perfecționist da. Și prima confruntare cu realitatea îl face chiar o să cadă, ori dacă are în el suficient curaj și resurse pentru a se ridica și a înțelege unde am greșit, ce s-a întâmplat, cu ce bagaj asta emoțional vin. Asta e varianta da, da, bună atunci când el cere ajutor, atunci când el se conectează cu ai lui și zic, mami, dar de ce mă lăudai? Mă uit la picturile mele care sunt absolut niște măzgălituri. De ce mă lăudai? Pentru că te iubesc? Ah, ok, înțeleg. Și poți să deja și faci diferența. Și atunci faci niște alte cale de vindecare, de autovindecare. Spuneam de perfecționiști, de mame hiperprotectoare, acele care, aici iarăși e două extreme, da? Când ești foarte atentă cu copilul tău și încerci din răzputeri să-i direcționezi pașii și să-l înveți cum să se joace corect. Și tot nu e bine? Și tot nu e bine, pentru că în momentul dat în tine apare un sindrom al impostorului, care merge cu tine pe viață și care îți spune fiecare dată că orice ai face tu, cum ai spus tu la început, o să existe un colega ta, colegul tău care face seminare mai bune, care are emisiuni mai faine și atunci stai cu minte pe, cu draftul tău, cu cernovicul tău. Nu te complica. Cu, acolo, sau eu știu minte, mai bine ce trebuie să faci tu. Da. Uite, piticul ăsta care l-ai hrănit de mic, care l-ai născut de mic, de fapt, care a venit ca un ajutor pentru tine ca să supraviețuiești, la maturitate el începe să te deranjeze, pentru că tu ai resursele și în momentul dat spui impostorului din tine sau impostoare. Păi nu, de eu am învățat, eu aud oamenii care îmi spun că eu pot, eu coleg informații și văd rezultatele mele că mi-a reușit multe lucruri. Și atunci tu confrunți impostorul tău și începi încet, încet ca vocea impostorului să scadă pentru ca să te recunoști, să te reinventezi și să conștientizezi că tu nu mai ești copilul cel controlabil, dar deja ești autonom și independent. Deci am spus de sindromul prințesei, sindromul impostorului. Mai sunt două sindrome frumoase. A cenușăresei, pe de parte, care cuprind fetițele, și a lui Peter Pan, care cuprind băieții. Așa. Și ambele sunt foarte interesante, dar care aduc umbre din nefericire în viețile adulților. Sindromul cenușăresei este fetița crescută, educată într-un stil parental, patriarhal, de dominanță, de obediență, deci nu prin accentuarea limitelor bune și asumarea consecințelor. Aha. Pentru că patriarhatul își are valoarea lui bună atunci când este rezonabil. Dar când există obediență, așa am zis eu, așa trebuie, așa a făcut bunicul și bunica, fac și eu mai departe. Și această fetiță crește cu ideea că ea trebuie să depindă de cineva, altfel moare. Unu. Și doi, frică de singurătate. Pentru că cumva se proiectează doar când te vei căsători, vei fi fericită. Doar când prințul va veni și te salvează, așteaptă-l până atunci, da? Fii cu minte, ascultătoare, smerită. Și da, îți dai seama cât de complexe are această fetiță la maturitate? Incredibil. Deci pe de o parte poate să fie chiar singură, deci să spargă aceste stereotipuri și zic că eu nu vreau pe nimeni, eu rămân pe cont propriu, deși are fricile ei de singurătate. Pe de altă parte, ea așteaptă prințul și gata să vină oricine care să o salveze. Și există așa de oameni. Să fac orice pentru acel salvator. Care interior. Vine prințul și îi place, îi postează că el vine ca salvator. Cum da? Ai dai, nu e bine. Nu e bine. Pentru că nu există a să asculti de vocea ta și să fie autentic. Vulnerabil, dar autentic. Sindromul Peter Pan. Sunt băieței care de mici au fost probabil de ambii părinți ghidați, în care a mers la foarte multe activități, în care s-a investit foarte mult și s-a vorbit despre maturitatea în care există obligațiuni, angajamente, responsabilități. Și ce face el, ajungând la o vârstă în care deja așteptările puse pe el, proiectate pe el, trebuie să dea roadă, și el realizează că el nu vrea să maturizeze. Așa. Și el face doi pași înapoi și spune că, păi, eu nu pot asta, fă tu pentru mine. Da? În Europa, fixi mai ales în Italia, ar trebui. Sunt mamonii care stau pe la vreo 45 de ani cu părinții lor și se comportă ca un fecior de vârsta de 20, da? Nu vrea să-și ia responsabilități categoric. Și să crească. Deci ca și personajul din Peter Pan, care trăiește în țara de nicăieri, unde sunt băieții care nu au părinți și care sunt pe cont propriu veșnic într-o copilărie. Pentru că acolo e bine. Așa e. Așa. Păi uite ce se întâmplă când el devine soț și tătic. Atunci e grav, pentru că acest cuplu riscă ca toată povara de responsabilități, de servicii pe femeie. Și dacă Peter Pan este foarte frumos și carismatic, atunci de obicei în plasă intră fetele care se prind la imaginea
perfecțiunea asta. Pentru că el e aventurier, el e foarte vesel, el e carismatic, el e plin de viață ca un copil. Are multe calități. Da. Dar în același timp, când ajungi la confruntarea rutinii de a face, de a bate un ciocan, de a aduce mâncare, de a face bani, el spune că, scuze, dar nu am, nu pot, tu ai spus că faci, ți-ți reușește. Mm-hmm. Există șanse ca la 40 de ani, acest Peter Pan, să-și asume ușor angajamente în cazul în care conștientizează că el nu mai vrea o viață de astfel gen. Îți dai seama că e frumos ca niște povești, da? Da. Dar când vezi oamenii care își trăiesc viața, destinul de fapt, acceptă un destin de ăsta cu handicapuri, deficituri, realizezi că ei sunt niște sclavi a unor dependențe pe care le-au achiziționat în copilărie, așa a fost, dar n-au vrut să le accepte, pentru că trebuie doar să le accepti. Zici, da, asta e trauma mea, da, asta cu mine s-a întâmplat, dar eu nu mai vreau asta. Deci primul pas e acceptarea. Știți că vorba aia cum spune, mai bine, că tot o repet, mai bine să faci ceva și să-ți pară rău că ai făcut, decât să-ți pară rău că nu ai făcut. Categoric. Să treci cu regretul ăsta. Da. Așa e, adică eu sunt convinsă de asta. Motivațiile sunt diferite de ce vreau să fac schimbarea asta. Fie că eu înțeleg că merit mai mult, fie că partenerul meu investește și spune că viața e frumoasă doar lângă tine, dar hai împreună să trecem peste asta. Uh-huh. Fie că ai prieteni în preajmă care te inspiră și spun, uite unde am fost eu prin abuzuri, prin violență, dar uite, am ales o altă viață de libertate, cu responsabilitate, cu disciplină a vieții, cu moralitate la nivel. Și atunci aceste cupluri au șansă la izbândă. Dar să crezi, să știi că nu există om care nu are o traumă pe care n-a confruntat-o sau pe care s-a împrietenit cu ea și o poartă cu ea. Ar fi imposibil asta, adică ar fi imposibil. Pentru că dacă nu este în familie, e pe scară cu vecinii. Dacă nu cu vecinii, atunci la grădiniță, la școală. Și ai cu tine acestea. Important ce faci tu cu bagajul ăsta. Să știi cum gestionezi. Ce faci tu cu el, da. Îl îmbrățișezi ca pe al tău și spui, ok, s-a întâmplat asta cu mine, ce fac cu asta mai departe? Sau negi și e mai rău. Da, atunci când negi și îl ascunzi în burduful tău al copilăriei, crește ca un ghem, nu-i despre mine, da, n-a fost asta. Riști la un moment dat să nu-ți cunoști o parte valoroasă din tine. Doar se spune că primul pas spre vindecare sau spre rezolvarea unei probleme e să recunoști acea problemă, acea traumă, ca să știi cum să acționezi ulterior. Doamna Rudei, interesant ca de fiecare dată. Vroiam să zic traumele grele, pentru că acolo tot este mult de vorbit, dar terapia este mult mai profundă și mai complicată, pentru că atunci când vorbim asta, viol, abuzuri... Exact, ce spuneai tu la început, de traume grele, abuzul, și anume în copilărie, nu neapărat părinții să fie. Atunci când e doliul, când moare unul din părinți, atunci evident că trauma este colosală. Și neacceptarea acestei dureri, suferințe, împietrește inima. Sau, din potrivă, o face foarte deschisă și vulnerabilă pentru salvați-mă. Da? Și atunci complexe, dai de belele. Complexul victimii, complexul salvatorului. Și acești oameni cu adevărat sunt foarte deschiși și calzi și ferici de acel care găsește un om care vede mărgăritarul din el, da? Și îl ajută ca să nu se folosească, să nu fie manipulat, să nu cineva să-l lezeze prin anumite foloase care câștigă de la el. Dar dacă nimerește într-un mediu toxic, atunci riscă foarte mult să continuă scenariul, eu nu merit nimic, eu sunt un zero și viața nu are sens pentru mine. Și în cazul în care totuși nu te descurci pe cont propriu, mergi la psiholog, pentru că prin terapie se rezolvă foarte multe probleme. Categoric. Dorința de a avea o viață mai de calitate, și eu zic mereu, oricare om merită ceva mai bun. Nu contează de unde începe. Prezentul, când tu spui gata, vreau altceva, de atunci tot universul începe să lucreze pentru tine. Siguranță. De aceea, cu adevărat, dorința care vine de la tine face ca transformarea să se nască în tine și să fie văzută în afară prin bunătatea, blândețea care tu ai. Ce frumos! Eu sper să țină cont și cei de acasă care ne urmăresc și să ia drept povață, pentru că e greu până îți faci curaj. După vine ca de la sine. Mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc. Mulțumesc. Puțin timp avem de discuție, dar îl valorificăm foarte bine. La maxim. Asta contează.